Avem talente, avem cu ce ne mândri aici în Chișinău, în toată țara, sunt tineri care ne duc faima țării peste hotare și suntem extraordinar de mândri de ei. Acum urmează să vedem talentele de la Școala de Arte Valeriu Poliakov. Odată cu înființarea Școlii de Arte Valeriu Poliakov, fondată în perioada postbelică, în anul 1947, în dezvoltarea învățământului artistic din Republica Moldova a început o nouă etapă. Pe parcursul celor 75 de ani, instituția a asigurat formarea și dezvoltarea unui număr impunător de copii. Anual, cifra totală a beneficiarilor școlii numără circa 900 de copii și tineri. Iar programul Școlii de Artă Valeriu Poliakov este deschis de orchestra de acordeoniști, conducător artistic, domnul Obudenic Serghei. Orchestra a fost înființată în anul 2017 și îi invităm în aplauzele dumneavoastră. Haideți, haideți să susținem cu aplauze aceste tinere talente. Sunt și emoționați, dar extrem de talentați. Orchestra de acordeoniști, conducător artistic, domnul Obudenic Serghei.
Orchestra de acordeoniști a Școlii de Artă Valeriu Poliakov, conducător artistic, Obudenik Sergei. Thank you.
Orchestra de acordeoniști a Școlii de Arte Valeriu Poliakov, conducător artistic, domnul Serghei Obădenic.